Domnule Ion Iliescu, am o fotografie. Să știți că mai sunt supraviețuitori. Dacă nu știu ce vorbiți. Acești oameni au supraviețuit și mai sunt încă. Nu sunt toți aici în această fotografie. Ei vorbesc, ei ar trebui să fie întrebați și cred că e momentul să începem să aflăm adevărurile, să ni le asumăm. Să nu mai avem niște criminali să rămână în istorie ca niște eroi, să se dea nume de străzi și așa mai departe. Și oamenii vinovați să fie teroriști doar atât pentru acuratețea documentării, grație muncii deosebite a domnului Toma, care e în carte aici. Mâine, în adevărul, e situația ce o trei camioane, om cu om, loc cu loc, și ce a pățit fiecare. Și trag doar concluzia, și anume că în primul camion au fost omorâți în camion 14 oameni și după coborâre încă 6 și răniți după coborâre 4, rănit 1, deci atenție, 14 în camion au murit și 6 după coborâre. În camionul 2 se întoarce situația. Omorâți în camion 3, omorâți după coborâre 11. Deci ăia măcelăriți după ce au coborât cu mâinile sus. Și în camionul 3, omorâți în camion 5 și încă 1 după coborâre. Camionul 3 era mai ferit, mai în spate. Bun, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost o seară maraton. Iată cum în doar două emisiuni, stimați telespectatori, adică doar câteva ore, cred eu că mai lumină decât se putea face pe bezna asta, pe cazul Otopeni, nu e necesar. Deja lucrurile sunt limpezi, deja avem vinovații, deja știm de unde veneau ordinele, știm cine i-a numit pe criminal în fruntea armatei. 20 de ani a fost liniște. Vedeți de ce nu e bine să fie liniște? De ce e bine să fie gălăgie? Pentru că ei au făcut liniște cu gloanțe și cu teroriști inventați. Noi încercăm să facem gălăgie cu aceste adevăruri care vor dura toată viața. Și cred că de aici nu mai e rolul unei televiziuni sau unui ziarist. De aici vreau să văd comisia de anchetă. Statul român trebuie să lucreze. Și poate înțelegem cu toții de ce Ion Iliescu n-a condamnat și n-o să condamne niciodată comunismul. Pentru că acolo ororile sunt și mai mari. Acolo sunt 50 de ani de orori, de masacre, despre care încă nu știm nimic. Va trebui scrisă această istorie într-o bună zi. Cu toate masacrele pe care trebuie să ne le asumăm. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Îmi pare rău că stăm de 20 de ani fără să facem lumină și să ne asumăm această istorie. Altfel, suntem cu toții vinovați.